Indigo Park este un nou joc horror care ține să concureze, zic eu, cu giganții din scena de astăzi și aici mă refer la Poppy Playtime și Garden of Banban. Bineînțeles, nu uita să apeși butonul de like dacă mai vrei să vezi episoade cu povești din spatele jocurilor care tot apar printre noi. Astăzi, după cum v-am și introdus mai devreme, vom discuta despre povestea jocului Indigo Park, care surprinde sincer publicul la doar o zi de la lansarea sa. Intro-ul jocului, adică unul din cele două teaser trailere, este foarte, foarte asemănător cu cel al lui Poppy Playtime, unde ni se prezintă un VHS pe post de prolog la ceea ce s-a întâmplat înainte ca totul să devină un dezastru printre noi. Isaac Indigo este numele bărbatului care apare la începutul jocului, fondatorul acestui parc de distracții, după cum precizează chiar el în interviul pe care îl dă la presupusa deschidere a acestui loc. După ce ai urmărit VHS-ul de la început, ești pus puțin în temă despre ce și cum se întâmplă în jurul tău, sau cel puțin așa crezi tu pe moment. Nu știm exact cum ne cheamă. Din acest ecran deducem faptul că avem o conversație cu Laura, numele nostru fiind puțin cam greu de descifrat, iar scopul fiind un research în amusement parcul în care am fost când eram mai mici. De data asta, nu știm cine suntem, nu știm dacă suntem un părinte care își caută copilul pierdut și nici un fost employee care vine în căutarea răspunsurilor macabre. Suntem o persoană care vine cu un scop anonim, nefiind prezentat inițial. Ești pus să intri în parcul de distracții, dar totuși ești puțin confuz, pentru că nu știi de ce totul în jurul tău este absolut distrus, abandonat, arătând mai mult ca un loc bântuit și plin de mistere și tragedii. După puțin timp, dăm de mascota principală digitalizată în tentă de Helpy, Rambly the Raccoon, care va fi ghidul nostru pe parcursul acestui joc sau măcar a primului capitol, dacă vrei să-i spunem așa. Acesta ne primește într-un mod călduros, dar și robotizat în parcul său de aventură, până își dă seama de realitate. Își dă seama că suntem primul vizitator în ultimele 2920 de zile, echivalentul la 8 ani de zile. Această informație ne este dată după un glitch, ratonul înghețând pe loc și parcă surprins de-a dreptul, dar un fior te trece de-a lungul acestui dialog one-sided. Acum, obiectivele tale sunt destul de clare și scurte. Rambly te va îndruma către niște piese lipsă pentru a reuși să ajungi mai departe și mai deep în parcul care este acum rămas în paragină. După câteva puzzle-uri destul de ușoare, ajungi să faci cunoștință cu mascotele parcului, Molly, Lloyd. Cel puțin acestea sunt cele clar prezentate în acest capitol. Ești pus să urci într-un tren care duce către o destinație predefinită. Acolo întâlnești bordurile cu personajele jocului, dar se strică. În timp ce mergi să repari generatorul care va face trenul să meargă din nou, observi că Molly nu mai este în locul în care ai văzut-o ultima dată, dar confuz fiind, îți continui drumul. Ajungi într-un spațiu comercial care pare a fi un oraș părăsit, practic făcând tot parte din parcul de distracții. De acolo vei face câteva misiuni la care te va duce Rambly, prin indicațiile sale, și vei ajunge într-un teatru pentru a găsi cheia către următorul nivel. Acolo, ajungi să dai nas în nas cu Lloyd, adică leul. După un mini jumpscare, reușești să ajungi să iei cheia și să te întorci. Acesta te atacă, dar te lasă în pace? Nu știm exact motivul pentru care te-a lăsat în viață, dar te bucuri în sinea ta și pleci pentru a-ți urmări drumul. După încă puțin drum parcurs, ajungi într-un playcare aproape identic cu cel din Five Nights at Freddy's Ruin, unde dai de un puzzle destul de clasic, în care trebuie să faci match la culori și forme. Prima dată vei fi confuz, nu vei ști de unde faci rost de acestea și începi să le învârți constant. Deodată curentul se stinge și o ușă se deschide, urmând să urci într-un tobogan și dai de Molly. Aceasta te va urmări până vei găsi toate culorile și formele corespunzătoare pentru puzzle-ul de jos. Un chase destul de horror dacă mă întreb pe mine. După ce ai făcut totul corect, ți se va deschide o ușă, dar Molly nu te lasă să pleci așa de ușor. Te va urmări până într-o cameră cu dead end, sau cel puțin așa părea, până ca Rambly să închidă ușa decapitând-o pe Molly într-un mod groaznic, acesta având o expresie facială conformă acțiunii pe care tocmai a făcut-o. Ajuns la final, Rambly te roagă să îl ajuți să facă restore la power-ul acestui parc, adică a curentului, tu urmând să accepti oferta sa. Jocul se încheie după ce mergi spre Oceanic Odyssey, un loc în care Rambly îți spune că nu știi niciodată ce se zace sub suprafață.
Din descrierea de pe Steam ne dăm seama că există două lucruri cheie menționate, Abandoned Childhood Wonder și Run From The Reason It Shut Down. La prima, vreau să subliniez cuvântul childhood, să fim oare un vizitator căruia i s-a întâmplat ceva când a fost copil, să fim oare un adult care doar vizitează locul pentru că a auzit că încă există. La a doua mențiune vreau să zic că noi practic fugim de animatronici, ca în orice alt mascot horror game, dar de data asta aflăm încă din descrierea oficială a jocului că, citez, au fost motivul pentru care locul acesta s-a închis. Deci, rezultă de aici că acest parc este abandonat din cauza unei tragedii care a avut loc în acest loc. Poate fi ceva clasic, ca niște copii decedați. Asta e varianta mea cel puțin din experiența celorlalte jocuri horror pe care le-am jucat de-a lungul timpului. Cam asta este povestea capitolului 1. Până acum nu s-a oferit prea multe informații, dar dacă acest clip strânge peste 150 de like-uri, voi face și povestea capitolului 2 cu siguranță. Până atunci, eu am fost Alex, pe data viitoare. Pa, pa.